Bună ziua, vă salută Tatiana. Vom continua proiectul nostru, jacheta, și așa cum știți, am rămas la rândul numărul 15, pe care l-am lucrat deja, am unit și am delimitat mânecile, iar acum vom continua lucrarea. Eu voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, după care voi întoarce lucrul și voi lucra piciorușe duble până în corespondența părții de sub braț. Iar acolo noi ne vom întâlni și vom vedea modul în care vom lucra și acea parte. Deci, piciorușe duble. Am ajuns la cel de-al doilea sub braț, vom lucra în același mod, firul pe croșet, în corespondența ochiului de lanț voi face un picioruș dublu, în corespondența firului alunecat voi face un picioruș dublu, în următorul ochi de lanț un picioruș dublu și voi continua cu piciorușe duble până la sfârșitul rândului. Iar apoi ne vom întâlni pentru a continua lucrarea. Deci părțile cele mai importante deja le-am realizat. Acum urmează să lucrăm în jos și, bineînțeles, apoi mânecile. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând pentru a continua lucrarea. Am ajuns la sfârșitul rândului, voi face ultimul picioruș dublu. După care mă voi întoarce, nu-mi place aici cum arată, trebuie să închid bine. După care voi continua lucrând două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și mă voi întoarce un nou rând, lucrat doar piciorușe duble, fiecare picioruș dublu așa cum se găsește. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul acestui rând. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi întoarce lucrul. Voi lua firul de două ori pe croșet. Acesta este deci primul picioruș. Noi vom sări 1, 2 și vom intra în corespondența celui de-al treilea picioruș. Voi face piciorușul dublu înalt. Voi face un ochi de lanț, de două ori firul pe croșet. Mă întorc în corespondența primului picioruș din cele trei și voi face din nou piciorușul dublu înalt. Îl închid firul pe croșet cu atenție, să nu încurcăm piciorușele. Deci voi intra din nou primul, al doilea, în cel de-al treilea picioruș din rândul anterior și voi lucra piciorușul dublu înalt. Vedeți că eu am luat doar o dată pe croșet, fiind obișnuită 1, 2, 3 să lucrez cu piciorușul dublu. Deci am făcut piciorușul dublu înalt, l-am închis, voi face un ochi de lanț, firul de două ori pe croșet, mă întorc în primul picioruș și voi lucra piciorușul dublu înalt. În felul acesta vom face un model care, pe măsură ce vom lucra, va fi din ce în ce mai bine definit. În felul acesta vom lucra până la capătul acestui rând. M-am orientat la acesta, deoarece nu aș vrea ca această jachetă, cardigan, cum îl numiți dumneavoastră, să fie prea greoaie, prea încărcată. Și cred că acesta este un model destul de ușor de lucrat de către dumneavoastră, doamnele începătoare.
procedăm în același mod, firul de două ori pe croșet, numărăm 1, 2, vom intra în corespondența celui de-al treilea picioruș, din avanti, piciorușul dublu înalt, îl închid, un ochi de lanț, firul de două ori pe croșet, mă întorc înapoi în corespondența primului picioruș și voi lucra piciorușul dublu înalt. În felul acesta se prezintă ceea ce lucrăm. Mie îmi place acest model, sper să vă placă și dumneavoastră. Iar 1, 2, 3, eu voi face rândurile intercalate cu culoare albastră, care v-am prezentat-o deja la începutul primului tutorial. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți lucra într-o singură culoare, însă eu voi intercala culorile. Uitați cât de ușor se lucrează, nu este deloc complicat și nici greu de executat. Doar un pic de atenție. Când numărăm piciorușele. În felul acesta lucrăm până la sfârșitul rândului. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând să vedem cum va fi rândul de întoarcere. Voi încheia și acest picioruș. În cazul în care aveți nelămuriri, așa cum am recomandat, puneți un pic pe stop videoclipul, dați un pic înapoi și urmăriți cu atenție, eventual puteți să-mi scrieți în comentarii și eu vă voi răspunde. Cu această ocazie doresc să mulțumesc tuturor celor care dați like-uri, dați comentarii. Voi ajunge din nou și în perioada în care voi reuși să răspund la fiecare dintre dumneavoastră în parte. Eu apreciez foarte mult comentariile dumneavoastră, le citesc pe fiecare, vă dau o inimioară ca să știți că eu le-am văzut, că le-am citit și vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul dumneavoastră. Deci noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Deja am trecut de partea de sub braț, uitați-vă. Este, mie îmi place. Suntem la sfârșitul rândului deja, am luat firul de două ori pe croșet, voi sări 1, 2, și voi intra în cel de-al treilea picioruș, voi face piciorușul dublu înalt, îl închid, un ochi de lanț, de două ori firul pe croșet, mă întorc în primul din cele trei piciorușe, lucrez piciorușul dublu înalt, iar acum voi face piciorul dublu înalt în ultimul ochi din acest rând. Voi face acum un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și mă voi întoarce înapoi cu câte un picioruș scurt în corespondența fiecărui picioruș. Deci vom lucra atât piciorușe scurte în corespondența celor două piciorușe duble înalte, cât și în ochiul de lanț dintre acestea. Deci avem deja un picioruș scurt, cel de-al doilea și cel de-al treilea. Și continuăm în felul acesta, piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului pentru a continua lucrarea. Deci nu este nimic foarte dificil.
Dacă vă place acest model, doamnele mele care croșetați, vă rog să-mi scrieți în comentariile dumneavoastră. Uitați că așa se prezintă. Și pe măsură ce vom lucra, voi veni cu alte noutăți din cărțile mele de modele. Deci ne întoarcem înapoi cu piciorușe scurte, în corespondența fiecărui picioruș, inclusiv a ochiurilor de lanț, pentru că astfel menținem acel număr de piciorușe cu care apoi să continuăm lucrarea noastră. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, voi face ultimul picioruș scurt, voi trage firul, dar nu îl voi închide pentru că eu voi adăuga culoarea albastră și voi închide acest picioruș scurt cu această culoare și voi continua să lucrez în culoarea albastră. Astfel voi intercala culorile așa cum v-am spus, de fapt. Și voi continua în sus cu 1. Voi trage acest fir un pic în spate. Firul alb îl las atașat lucrării pentru că apoi voi continua rândul următor cu acest fir alb. Așa, și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt și voi continua să lucrez așa cum am lucrat și până acum. Deci avem primul picioruș acesta de aici, de margine. Voi intra 1, 2 în cel de-al treilea picioruș. Voi face piciorușul meu dublu înalt. Deci voi lucra exact cum am lucrat rândul anterior. Ochiul de lanț, din nou firul pe croșet, mă întorc în primul picioruș. Voi face piciorușul meu dublu înalt și voi continua așa cum ați văzut și dumneavoastră. Voi intercala culorile, așa cum vă spuneam, deoarece doresc ca lucrarea mea să aibă două culori. Avem 1, 2, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi continua în felul acesta. Dumneavoastră puteți lucra într-o singură culoare dacă vă place. Lucrați în modul în care doriți și în funcție de firele pe care le aveți. Și bineînțeles, la plăcerea dumneavoastră. Deci cam acesta ar fi modelul la care eu m-am gândit. Vom continua singure, ne vom întoarce înapoi în modul în care ați văzut și voi dori să fac o retrospectivă a lucrării cu această culoare, deci modul în care se prezintă. Continua să lucrăm singuri. Acest fir nu alunecă atât de ușor precum cel alb. Este un pic mai dificil de tras pe croșet, însă îmi place, îmi place. Și îmi place și nuanța. Două culori care, de fapt, cu alb și cu negru, orice altă culoare se combină. Cam așa se prezintă. Noi ne vom reîntâlni. Am ajuns aproape la capătul rândului. Voi încheia acest rând, așa cum ați văzut că l-am încheiat deja. Și mă voi întoarce înapoi cu piciorușe scurte, cum am procedat și pentru rândul anterior, după care vom intercala câteva rânduri de piciorușe duble,
Aici voi face, în ultimul, voi face un picioruș dublu înalt. 2. Un ochi de lanț și mă voi întoarce. Uitați-vă ce frumos se prezintă. Eu sper să vă placă, sper foarte mult să vă placă acest model și combinația de culori. Deci mă voi întoarce cu piciorușe scurte din nou până la capătul rândului, așa cum am lucrat până acum în rândul anterior. Acum nu vrea să intre aici croșetul, dar va intra. Așa. Și ne vom întâlni din nou la capătul rândului pentru a continua lucrarea. Acum intră mai ușor. Mie îmi place în mod deosebit acest model. Da. Noi ne vom întâlni la capătul rândului și vom continua cu câteva rânduri de piciorușe duble înainte și înapoi. Am ajuns și la sfârșitul rândului de piciorușe scurte. Voi face ultimul picioruș scurt în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Mă voi ridica în sus cu două ochiuri de lanț. Voi întoarce lucrul și voi face două rânduri. Deci un rând înainte și unul înapoi de piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. După care vom lucra din nou modelul. Astfel vom face vom intercala aceste două modele, să le numim așa, pentru a da un aspect cât mai plăcut lucrării noastre. Și veți lucra astfel pentru lungimea dorită de dumneavoastră. Deci, lăs la atitudinea dumneavoastră cât de lungă doriți să fie geaca dumneavoastră, jacheta dumneavoastră, scuzați, sau cardigan, așa cum îl numiți. Și noi ne vom reîntâlni apoi pentru a face mânecile, dar deocamdată lucrăm partea de jos. Bineînțeles, așa cum v-am spus, vom face acum două rânduri de piciorușe duble, apoi vom repeta modelul. Dacă doriți, puteți intercala culorile, puteți lucra într-o singură culoare, repet din nou, este la atitudinea dumneavoastră. Eu vă doresc spor la lucru, sper că m-am făcut înțeleasă de dumneavoastră. În cazul în care aveți nedumeriri, vă rog să îmi scrieți, iar eu voi veni cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Ne vom despărți aici. Așa cum vă spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc spor la lucru, doamnele mele. Uitați-vă ce frumos se prezintă. Uitați cât de frumos este modelul. Da, mă laud eu. Vă îmbrățișez din nou și vă doresc spor la lucru tuturor. La revedere!